Doamne. Nu merit, Doamne, e meritul Tău. Eu sunt așa de gol, de păcătos. Mă zbat, mă lupt, dar cad mereu. Doar Tu ești vrednic, Tu, Hristos. Nu merit, Doamne, așa favoare. Coroana Ție ți-e cuvine. Eu nu sunt demn de așa onoare. Sunt dependent numai de Tine. Nu merit, Doamne, știu precis. Sunt doar o mână de țărână și Tu atâtea mi-ai promis. Iubirea Ta e atât de bună. E, Doamne, doar meritul Tău. Eu Te-am trădat prin necredință, dar Tu m-ai așteptat mereu și m-ai chemat la biruință. Iisuse scump, păstorul meu, Tu nu m-ai dat nici când uitării și, Doamne, doar meritul Tău m-a scos din valul disperării. Așa onoare am primit, eu nu am meritat vreodată. Tu m-ai salvat și mântuit și mi-ai dat haină nepătată. Îți mulțumesc că m-ai iubit, îți mulțumesc pentru lumină. Tu ai dat cerul infinit pentru o mână de țărână. Amin.
Aceea ne-am adunat ca să slujim pe Dumnezeu aici. Poți să spun de aici? Sigur. Unde gândesc? Vreau să laud pe Domnul cu o poezie. Consacrare. În lăcașul stând în ceruri, Domnul face ispășire pentru tot norodul care se proșternă în umilire. Vrem să vin și noi astăzi. Te-am rugat să ne ascult, îndură-te de noi și ne iartă și ne ajută pe toți. Te-am rugat pentru iertare, Doamne, Tu ne știi pe toți. Îndurarea Ta e mare, știm că vrei să ierti și poți. Te-am rugat pentru răbdarea îndelungă a Sfinților, când vom trece prin necazuri, dă-ne-o, Doamne, tuturor. Amin. Te-am rugat pentru unire, să fim una, cum ai zis, ca lumea să recunoască că pe noi Tu ne-ai trimis. Și pentru copiii noștri Te-am rugat, Stăruitor, ca să-i întâlnești pe cale, să-i întorci din drumul lor. Și Te-am mai rugat, Părinte, pentru cei ce-au obosit și în drumul lor spre casă pasul lor a încetinit. Peste toate aceste cereri, varsă, Doamne, mila Ta, împlinește-le pe toate după sfântă voia Ta. Dă-ne Tu acum puterea, cea promisă, Duhul Sfânt, ca să încheiem lucrarea începută pe pământ. Amin. La Odiseea te trezește, dați din trâmbit sunet clar și în același timp să plângeți între tindă și altar. Pocăința adevărată faceți azi, cât nu-i târziu, și apoi lucrați cu râvnă pentru Domnul nostru viu. Tu, mireasă, te gătește, că Iisus Cerescul mire la hotar mai zăbovește. Dar e în drum și iată-L vine. Te așteptăm să vii, Iisuse, te așteptăm să vii curând. Doamne, oare noi la anul o să fim pe acest pământ? O, de s-ar sfârși pustiul și să trecem prin Iordan, prin atâtea suferințe, să intrăm în Canaan. Acolo ne așteaptă Tatăl, Tatăl nostru Sfânt și Bun. Tatăl nostru Sfânt și Bun. Parcă îl aud cum zice, împliniteți toate acum. Amin. Amin. Și Dumnezeu să asculte această plăie și să fie împlinită în viețile noastre. După această poezie, după predica din poezie, cred că am putea închide Biblia să plecăm acasă. Asta înseamnă de să-ți vrea și predica, ținut, am vrea și cu tot mai să-mi tira și mai atent coza. O poezie plină de mesaj. Care ne atrag atenția asupra lucrurilor veșnice. Și mai mult decât atât la prioritățile din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să dăm ascultare cuvântului Său. Iubiții mei, frați, stimate surori, prieteni, unii dintre dumneavoastră, cei care m-ați mai auzit sau mă cunoașteți de mai puțin, de mai multă vreme, știți că mie îmi place foarte mult să las Biblia să vorbească și mai puțin să vorbesc eu. Biblia spune în Ioan capitolul 3, versetul 34,
Azt mondja az ige, János Evangélium a harmadik fejezetének 34. ige versében. Dacă este cineva trimis de Dumnezeu, va vorbi cuvintele lui Dumnezeu. Hogyha valaki Istentől küldetett, az Isten szavát fogja szólni. Ori de câte ori noi auzim cuvintele lui Dumnezeu, suntem în siguranță. Minden egyes alkalom, amikor az Isten szavát halljuk, mi biztonságban vagyunk. Suntem sfătuiți că atunci când ne găsim în locașul lui Dumnezeu de închinare, tanácsoló vagyunk, hogy amikor az Isten házában találkozunk, să auzim un așa zice Domnul, nu un așa zice omul. Azt halljuk, hogy úgy mondja az Úr, ezt mondja az Úr. Aș vrea pentru aceste momente pe care le avem la dispoziție să aveți Sfânta Scriptură pregătită. Szeretném, hogy ezen alkalommal legyen elkészítve az Isten igéje a kezetekben. Vom deschide Biblia. Meg fogjuk nyitni a Szentírást. Și prin Harul lui Dumnezeu aș vrea să luăm învățături pentru sufletele noastre. És az Isten kegyelmének köszönhetően tanulságot fogunk leszűrni. Vreau să voi invit să deschidem Biblia în cartea Daniel la capitolul 12. Nyissuk meg Dániel könyvének a 12. fejezetéhez. Daniel, capitolul 12. Daniel, 12. fejezet. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul 1. Deci, când vreau să văd cine a zis ige versetul. Daniel 12, de la versetul 1, citim următoarea. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail. Și abban az időben felkül Mihai, a nagy fejedelem. Ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Aki a te népet fiaidé, dámet, nyomorúságos idő lesz. Cum n-a fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Amilyen nem volt attól az időtől fogva, hogy a nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Aș vrea să observăm un lucru foarte important de subliniat, mai ales în vremurile pe care noi le trăim. Szeretném, hogy egy nagyon fontos dologra felfigyelni, különösképpen ebben az időben, amiben élünk. Trăim într-un timp în istoria acestui pământ, földi történelmének egy olyan időszakában élünk, unde foarte mulți oameni au impresia că durerea, spaima, haosul din lumea de astăzi, akinek olyan érzelmeik vannak, hogy ez a nehézség, fájdalom, ami körülvesz bennünket és a világot, se va sfârși odată ce noi ne vom face o înțepătură, meg fogunk gyónulni, miután egy szúrást kapunk, sau ne vom uni cu toții în a rezolva anumite probleme. Vagy hogyha összefogunk mindannyian, hogy különböző dolgokat megoldjunk. Nu este subiectul meu în această dimineață de a adresa această stare care se petrece în lumea asta. Nici gondolatomban, hogy erről a körülményekről beszéljünk, ami helyzetben találtatunk. Însă am văzut și am auzit foarte multe reacții din partea oamenilor. De láttam nagyon sok reagálást az emberek részéről. Care cred că odată ce ne vom face toți partea, lumea se va întoarce la starea normală. Láttam embereket, akiknek olyan ház hozzáállásuk van, hogyha azt hiszik, hogy minden megkösznek az ő részük, va fi, majd a világ visszatér a régi helyzetébe. Va fi pace și liniște din nou în lumea noastră. Vége és biztonság lesz továbbá ebben a földön. Biblia însă nu vorbește despre asta. Isten nem erről beszél az ő igében. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în Daniel 12. Isten igéje azt mondja itt a Daniel 12. fejezetében. În momentul în care Mihail se va scula în picioare. Abban a pillanatban, amikor Mihail felkél, spune, va începe un timp de strâmtorare cum n-a fost și niciodată nu va mai fi. Cu alte cuvinte, în lumea noastră vom vedea o criză cum n-a fost niciodată în istoria lumii acestea. Iar în timpul acesta de strâmtorare, scăparea noastră, protecția noastră, ezekben a nyomorúságos időkben, ami szabadulásunk, ami védelmünk, va fi aceasta. A következő. Să avem numele scris în cartea vieții. Legyen a mi nevünk beírva az életkönyvébe. Acum, vreau să vă uitați cu atenție. Szeretném, hogy figyeljetek. Nu voi predica, vreau să învățăm împreună. Szeretném, hogy tanuljunk. Biblia spune că Mihail se va ridica în picioare. Va spune Mihai, Nicol, Felkis. Va începe un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată de când este omul. Nyomorúságos idő lesz olyan, amilyen nem volt, mióta.
de ember létezik. Acum, asta înseamnă că în vremea aceasta de strânturare, în timpul acesta de necaz, se vor întâmpla lucruri cum n-au fost niciodată în istoria acestui pământ. În același timp, copiii lui Dumnezeu care vor fi în viață într-un timp ca acela vor trebui să aibă o experiență cu Dumnezeu deosebită. Timpul acesta de strâmtorare aici în cartea Daniel este prezentat și în cartea profetului Ieremia. Mergem în Ieremia la capitolul 30. Timpul acesta este cunoscut ca fiind timpul strâmtorării lui Iacob. Ieremia, capitolul 30. Ia uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 4. Spune, iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Ezek pedig azok a szók, melyeket az Úr Izrael és Júda felől szól. Așa vorbește Domnul. Ezt mondta ugyanis az Úr. Auzim strigăte de groază, e spaimă, nu este pace. A félelmeknek, rettenésnek szavát hallgatjuk, és nincs békesség. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szül-e a férfi. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Miért látom minden férfi kezét az ágyéka, mint egy gyermek szülötték, szülőjét, és miért változtak orcáit fakó sárgával? Observați, aici este descris un timp de necaz, un timp de strâmtorare, o mare durere. Egy nagy megpróbáltatási idő van itt feljegyezve, egy fájdalommal telt idő. Și Dumnezeu spune, nu cumva naște vreun bărbat. Azt mondja az Isten, hogy szül-e egy férfi? Bărbații nu nasc. A férfiak ugye nem szülnek. Da? Dar aici este pentru a arăta groaza, spaima, încercarea din vremurile acelea. Az Isten bemutassa a fájdalomnak, a megpróbáltatásnak a mélységét abból az időből. Dumnezeu folosește acest limbaj. Isten ezeket a szavakat használja. Versetul, uitați ce spune Biblia, versetul 7. Figyeljük, mit mond a hetedik igeversben. Vai, căci ziua aceea este mare. Nici una n-a fost ca ea. Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Egy megpróbáltató idő Iacov számára. Dar Iacov va fi izbăvit din ea. De Iacov majd megszabadul ebben. Vreau să subliniați în acest verset, spune, nici una nu a fost ca ea. Uzatotul azt mondja, hogy nincs hozzá hasonló. Deci din nou vorbim că în timpul acesta de strâmtorare, hát újból mondjuk, hogy ebben a nyomorúságos időben. Pe pământul acesta vom vedea lucruri care n-au fost niciodată în această intensitate în istoria pământului. Olyan dolgokat látunk, amilyen nem volt ilyen intenzitással soha a föld életben. Mă ascult cei care m-ați înțeles până aici. Megértettetek? Îmi petrec mult timp în fața unei table la școala misionară. A misiuniskola állomáson egy tábla előtt végzem a feladatot. Dacă studenții mei nu înțeleg, vina e la mine. Hogyha a tanulók nem értik meg a lecsét, én nálam van a probléma. Aici am citit din cartea Daniel și din Ieremia. Olvastuk Daniel és Jeremiás könyvében. Cartea Apocalipsei vorbește despre același lucru. A jelenések könyve újból erről beszél. Și aș vrea să dovedim cu Biblia. És szeretném, hogy bebizonyítsuk că acest timp de strâmtorare este momentul când plăgile vor cădea peste locuitorii acestui pământ. Az a pillanat, amikor a csapások a négy lakosságra, a föld lakosságra fognak hullani. Mergem în Apocalipsa la capitolul 16. Menjünk jelenések könyve 16. fejezetét. Apocalipsa, capitolul 16. Jelenések 16. fejezete. Daniel și Apocalipsa sunt două dintre cărțile care ar trebui studiate cu multă atenție în vremea aceasta. A jelenések és a Daniel könyv az a könyv, amelyeket nagy figyelemmel kell tanulmányozunk ebben az időben. În Apocalipsa 15 și 16, jelenések 15 és 16. fejezetében sunt prezentate cele șapte plăgi. Be van mutatva a hét csapás. Sau cele șapte urgii. Vagy a hét
Probă, hei, șapașa, hei, acum, șapașa. Aș vrea să citim plaga a șaptea și să facem legătura cu ceea ce noi am studiat în Daniel, capitolul 12. Deci, căsul să azi, amit olvastum Daniel, fizan catedifezativă. Versetul 17, Apocalipsa 16. 16. Rei, 17. Iger, versetul și a cânvii bără. Spune așa. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. A hetedik angyal is kitölti az ő poharát a levegőre, és nagy szóval jöve ki a mennyi templomból, a királyi székről, amely azt mondja. Și a urmat fulgere, glasul, tunete, și s-a făcut un mare cutremur de pământ. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villamlások, és nagy földindulások. Spune, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Azt mondja, amilyen nem volt, mióta ember a földön van, ilyen földindulás, ilyen nagy. Deci spuneam noi în Daniel, Daniel, Scriptura spune că va fi un timp de strânturare cum n-a fost de când este omul pe pământ. Olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem, amióta ember létezik a földön, olyan nem volt. Ieremia vorbește despre timpul strânturării lui Iacov. Ieremiaș profită Iacob megpróbáltatásának az idejéről. Spune că ziua aceea, vorbind despre un timp, niciuna n-a fost ca ea. Azt mondja, hogy abban az időben egy nap sem nem volt hozzá hasonló. Cât Apocalipsei, aduce în atenția noastră cele șapte plăci, figyelmünket oda helyezi a hetedik, a hét csapásra. Spune Biblia că în plaga a șaptea, és azt mondja az ige, hogy a hetedik csapás, va avea loc un cutremur de pământ cum n-a fost pe pământ de când este omul. A hetedik csapás idejében olyan földindulás lesz, amilyen nem volt a világ történelemben. Observați legătura? Observați această legătură. Aici, în timpul plăgilor, se întâmplă lucruri în lume cum omul n-a văzut niciodată. A csapások idején olyan dolgok következnek, amelyet emberi szemben. Ce se va întâmpla sub efectul acestui cutremur de pământ? Mi fog történni ennek a földindulásnak a hatással? Vă aduceți aminte dumneavoastră când a fost cutremurul de pământ în Japonia? Mikor Japánban volt a földrengés. 9, ceva pe scara Richter. 9,1 valamennyi volt a... Toate posturile de televiziune minden TV arătau cum în urma acelui cutremur bemutatta azt, hogy ennek a földindulásnak a acel tsunami care a venit, az a tsunami, ami elindult, a măturat totul în cameră. Elsöpörte mindent de la casă, ami útjával, vapoare, kezdve a házaktól, hajóktól, tot felul de vase de croazieră, toate erau luate ca niște cutii de chibrituri. Vă aduceți aminte? Elsöpörte mint valami lufás fatujába. Acum gândiți-vă dumneavoastră, frații mei. Most gondoljatok bele, kedves testvéreim. Domnul Iisus ne-a avertizat. Az Isten figyelmeztetett bennünket. Și ne-a spus că la sfârșit omul va vedea ce nu s-a văzut niciodată. Azt mondja, hogy az emberi szem végé idején olyan dolgokat fog látni, amit nem látunk. Protecția noastră nu va fi într-un bunker săpat în pământ. Ami védelmünk nem egy földbe ásott barlang bunker lesz. Păi este greu de crezut. M-a sunat cineva într-o zi. Valamikor egyszer felhívott valaki. O doamnă. Și m-am întrebat dacă nu cunosc pe cineva care investește într-un bunker de beton în pământ. Ca să se ascundă de ceea ce vine pe pământul acesta. Frații mei, nu ne vom putea ascunde nicăieri de Dumnezeu. Dar în urma acestui cutremur, așa cum n-a fost niciodată, Biblia spune că insule azt mondja, hogy szigetek. Vor fi șterse de pe fața pământului. Szigetek eltűnnek a földön. Vom vedea orașele distruse, făcute tot una cu pământ. Vom látni a városokat eltűnni, szépen. În timp ce mâna lui Dumnezeu miközben az Isten keze va fi peste copiii săi credincioși. Az Isten, az ő gyere, az ő védelmében helyezi az ő gyermekeit. Care și-au numele scris nu în registrul unei biserici. Nem különböző egyházaknak. Pentru că sunt oameni care cred că dacă au numele scris în registrul bisericii, asta îi va salva. Frații mei, dacă nu vom avea numele scris în cărțile din cer. Dacă Dumnezeu nu va scrie în dreptul nostru iertare.
Hogyha a mi nevünk mellé nem írja megbocsájtatunk. Noi nu vom fi mântuiți. Mi nem leszünk üdvözítve. Însă spune Biblia mai departe, versetul 19. De tovább azt mondja az iga 19. versben, Jelenések 16. fezetéből. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți. Ez a nagyváros három részre szakadott. Și cetățile neamurilor s-au prăbușit. És a pogányok városai elesének. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare. És a nagy Babilon megemlítették az Istenet. Ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Hogy adjon annak inni az ő busult haragjának, borának, poharának. Toate ostroavele au fugit. És minden sziget elmúlik. Munții nu s-au mai găsit. És hegyek nem találtatok. O grindină mare ale cărui boabe cântăreau aproape un talent. A nagy égeső mindegy egy talentum. A căzut din cer peste oameni. Sala, ala, zinclo, și oamenii au hulit pe Dumnezeu. Din pricina urgiei grindinei, a jégeső csapásáért, pentru că această urgie era foarte mare. Recapitulez. Un timp de strâmtorare cum n-a fost niciodată și nu va mai fi. În vremea aceea se vor întâmpla lucruri pe care omul nu le-a mai văzut. Un cutremur de pământ foarte mare. Ce se întâmplă în urma acestui cutremur? Cetățile, vorbind despre orașe, vor fi distruse. Insule sigetele vor dispărea. Elfognak tűnni. Spune Biblia, munții, azt mondja az ige, munții nu s-au mai găsit. A hegyek nem még voltak találtatók. Am urmărit la un moment dat un documentar. Cei de la BBC au făcut un documentar prin care arătau ce s-ar întâmpla dacă ar avea loc un cutremur de pământ la 12 grade pe scara Richter. Și printr-un computer au făcut o simulare a ceea ce se va întâmpla. Ce s-ar întâmpla? Bații mei, munții ajung să intre în pământ și să apară într-o altă parte a pământului. A hegyek bemehetnek a földben és a földnek egy más részén bukkanak. Imaginați-vă dumneavoastră Himalaya. Gondolkozzatok el, képzeljétek. În urma acelui cutremur de pământ, Himalaya, egy földrengés. Ajungând undeva prin Europa. Elérkezzen ide hozzá. Carpații noștri ajungând undeva prin Statele Unite ale Americii pe sub ocean. Amerikában a föld közepén, a tenger közepében. Dar așa spune Biblia. De ezt mondja az Isten. Munții nu se vor mai găsi. Dar când se va întâmpla acest lucru? Este în pragul revenirii lui Isus. Acum, când studiez Daniel și Apocalipsa, este ca un puzzle. Biblia îți oferă mici ferestre, mici imagini pe care tu trebuie să le pui la locul lor. Acum, uitați-vă cu atenție. Ce se întâmplă în urma cutremurului? Insulele dispar. Ce se întâmplă cu munții? Munții nu s-au mai găsit. Când se întâmplă aceasta? Când are loc cu tremurul de pământ. Încep lagă. Laga A. Așa. Acum, cele șapte plăci au loc înainte ca Iisus să vină pe norii ceruri. Ascultați-mă cu atenție. Cele șapte plăci au loc înainte ca Iisus să vină pe noi. Pentru că sunt oameni care cred că în momentul în care plăcile vor cădea, niciun copil al lui Dumnezeu nu va mai fi pe pământ. Istennek egyetlen egy gyermeke sem nem lesz található a Földön. Dar Biblia nu vorbește despre aceasta. De a Biblia nem erről beszél. Mergem în Apocalipsa la capitolul 6. Menjünk Jelenések könyve 6. fejezet. Ia mondasz, ce spune Biblia. Jelenések könyve 6. Apocalipsa capitolul 6. Jelenések könyve 6. fejezet. Vrem să citim împreună de la versetul. Ia ascultați ce spune Biblia în versetul 14. Figyelj meg, mit mond az iga a 14. igeverse. Și eu știu că va suna un clopoțel în mintea dumneavoastră. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci surd.
És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekert összegöngyölődik. Și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. És minden hegy és sziget elhelyéről elmozdítatik. Când se întâmplă aceasta? Mikor történnek ezek? La plaga a, șaptea, când are loc, cu tremurul de, de pământ. În vremea aceea de necaz, cum? Nu va mai merge. Ia să vă văd. Versetul 15. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate să stea în picioare? Deci în timp ce munții nu se mai găsesc, pământul se crapă, pământul se sfarmă. În urma acelui cutremur, cei nelegiuiți vor căuta adăpost. Și vor zice, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce vine pe norii cerului. Cine este acesta care vine pe norii cerului? Este Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, frații mei, înainte ca Iisus să vină pe norii cerului, vom vedea un timp de strâmtorare cum n-a fost și nici nu va mai fi. Timpul acesta este numit în Biblie cele șapte plăgi. A Bibliában úgy van megnevezve az időszak, hogy a hét csapás ideje. Sau ziua mâniei lui Dumnezeu. Vagy az Isten haragjának napja. Mergem în Apocalipsa la capitolul 15. Jelenések könyve 15. fejezetéhez lapozunk. Apocalipsa 15. Jelenések könyve 15. fejezete. Și-ar vrea să citim de aici versetul 1 și versetul 7. Szeretnénk felolvasni az első ige verset és a hetediket. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. Șapte îngeri care aveau șapte urgicele din urmă. Căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Bun. Deci pe baza acestui verset, cum mai sunt numite cele șapte plăci? Mânia lui Dumnezeu. Versetul 7. Și una dintre cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii veci. Deci cele șapte plăci, mânia lui Dumnezeu, revenirea lui Iisus Hristos. Acum fiți foarte atenți. Înainte să vină plăcile, noi vom vedea impunerea semnului fiarului. Deci, impunerea semnului fiarei este ultima picătură în paharul lui Dumnezeu. Apoi urmează mânia lui Dumnezeu. Cum mai zicem la mânia lui Dumnezeu? Cele șapte plăci. Și apoi ce se întâmplă la sfârșitul plăcii a șaptea? Cine vine? Domnul Iisus. Hai să vă arăt din Biblie. Că plăcile vor cădea peste cei care au primit semnul fiare. Capitolul 16, versetul 1 și 2. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri. Duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus. Și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă
a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. És támadta gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiknek vala fene volt bélyege, és akik imádják valamat képét. Peste cine a căzut prima plagă? Kire esett az első csapat? Pentru peste cei care primiseră semnul fiarei și care se închinaseră icoanei ei. Deci, cu alte cuvinte, ordinea este semnul fiarei, cele șapte plăci, mânia lui Dumnezeu, revenirea lui Iisus. E clar lucrul acesta. Hai să facem cristal. Apocalipsa 14, versetul 9. Deci ce spune aici? Apoi a urmat un alt înger, al treilea. És harmadik angyal is követi azokat mondva. Și a zis cu glas tare. Mondva nagy szóval. Dacă se închină cineva fiare și icoane ei. Ha valaki imádja a fenevadat. Și primește semnul ei pe funte sau pe mână. És ad a képét és végét felveszi, vagy a va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Az is iszik az Isten haragjának borából. Și care este mânia lui Dumnezeu? És mi az Isten haragja? Cele șapte plăci. E clar cum acesta. Deci, cu alte cuvinte, de aceea atât de gravă avertizarea aceasta. Să nu primiți semnul fiare. Să nu vă închinați icoanei fiare. De ce? Pentru că vei avea parte de mânia lui Dumnezeu. Cele șapte plăci. Dar apoi vine Domnul Iisus. És utána az Úr Jézus Krisztus. Prietenii, vreau să vă spun unul. Kedves testvéreim, este subiectul meu. Egy dolgot alá. Noi suntem la un pas de impunerea semnului. Mi egy lépéssel tart el minket. Dar când acest lucru se va întâmpla, să știți că suntem la sfârșitul istoriei acestui pământ. Tudjátok meg, hogy a földi történelemnek a végén vagyunk. Impunerea semnului fiarei, a fenevad végén, cele șapte plăci, a hét csapás, și vine Domnul Iisus. Și vom petrece veșnicia alături de El. Acum, uitați-vă dumneavoastră. De aceea în Apocalipsa 6, deschideți-vă din nou. În Apocalipsa 6, când este prezentat ce se întâmplă în ziua mâniei lui Dumnezeu, ni se spune că cei care vor fugi la munți și la stânci sunt oamenii care au primit semnul fiare. De unde știm? Ia uitați-vă ce spune versetul 15. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii sloboți s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Acum fiți foarte atenți dumneavoastră. În versetul 15 avem un limbaj. Acum văd cine studiază Biblia. Zice așa, cei bogați, cei puternici, robi, rob, oameni sloboți. Apropo, frații mei, sclavia se întoarce. Vissza fog érkezni a szolgaság. Dar în altă formă. Vissza fog fordulni, de más formában. Robi la sfârșit? Hogy? Szolgaságban. Sclav la sfârșit? Szolgaságban. O, și încă cum vom vedea în lumea noastră. Igen. Acum uitați-vă. Igen, mértékben fogjuk látni. Știți dumneavoastră în cartea Apocalipsei? Tudjátok, jelenések közében. Un pasaj. Van egy... Care spune... Și am văzut bogați și săraci. Sloboți și robi. Mici și mari. Vor primi un semn pe frunte sau pe mână. Este Apocalipsa capitolul 13. Și de aceea acești oameni aleargă și vor să fugă de Dumnezeu.
Ezek az emberek szaladni fognak és rejtőzni az Istenben. Pentru că ei au participat în închinarea falsă. Mert ők részt vettek a hamis imádatban. Ei au primit semnul fiarei. Ők felvették a fenevad képét. Ei s-au închinat fiarei și icoane ei. Ők imádták a fenevad képét és de aceea vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Ezért részük lesz az Isten haragjának. Am o întrebare la dumneavoastră. Szeretnélek megkérdezni titeket. Câți ați înțeles această ordine? Ezt a sorrendet. Semnul fiarei. A fenevad bélyege. Cele șapte plăci. A hét csapás. Mânia lui Dumnezeu. Az Isten haragja. Da? Și apoi vorbim despre és utána beszélünk momentul de venire. Câți ați înțeles lucrul acesta? Mă bucur foarte mult. Nagyon örülök. Iar dacă cineva mai are întrebări, îi mai pot oferi și alte dovezi din Biblie. Még tudok más bizonyságot. Dar încerc să ajung undeva. De valahol el szeretnék érkezni. Acum fiți atenți. Most figyeljetek. Unu. Egy. Vom vedea martiri din nou. Fogunk látni újból hősöket. Când semnul fiare va fi impus. Amikor a fenevad bélyegét elrendelik. Când închinarea falsă va fi impusă prin lege. Amikor a hamis imádatot törvényen keresztül elrendelik. La fel cum vedem statul astăzi încercând să impună prin lege multe alte lucruri. Amikor látjuk, hogy az állam különböző úton, módon, különböző rendeleteket hoz. Mulți vor plăti cu viața pentru credința lor. Sokan az életükkel fognak fizetni. Unii spun, nu, martiri nu vor mai fi. Egyesek azt mondják, hogy többet nem lesz. Biblia spune că oamenii își vor pierde viața. Az Isten azt mondja, hogy az életüket fogják veszíteni, în închinarea falsă. Akik elutasítják, hogy hamis imádban részesüljenek. Mergem în Apocalipsa la capitolul 20. Jelenések könyve 20. fejezet. Gyertek tanulmányozni. Apocalipsa capitolul 20. Jelenések könyve 20. fejezet. Vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de aici versetul 4. Gyertek olvasuk a 4. igeverset. Biblia spune așa. Azt mondja az Isten igéje. Și am văzut niște scaune de domnie. És látni királyi székeket. Celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecată. És leülének azokba és adaték nékik ígéret. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus. És látam azok lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ascultați acum. És figyeljetek. Și ale celor ce nu se închinaseră fiare și icoane ei. És akik nem imádták a fenevadat és azt a képét. Ci nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. És nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre. Ei au înviat. Ők feltámadtak. Asta înseamnă că ei au gustat moartea. Hogy ők megkóstolták a halált. Dar de ce au murit? De miért? Pentru că au protestat. Azért, mert protestálnak. Ei n-au vrut să primească semnul fiarei. Nem akarták felvenni a fenevad bélyegét. Ei n-au vrut să participe în închinarea falsă. Nem akartak részt venni a hamis imádatban. Și acești oameni au plătit cu viața pentru credința lor. Az életükkel fizettek a hitükért. Cartea Apocalipsei, capitolul 6. Jelenések könyve 6. fejezet. Dumnezeu însuși îi spune lui Ioan. Az Isten el maga mondja János. Că martirajul din evul mediu întunecat nu s-a sfârșit. A sötét középkori mártír halálozás nem fejeződött be. Ceea ce a făcut inchiziția. Amit tettek az inkvizíció ideje alatt. Ceea ce a făcut puterea papală din 538 în 1798. Amit tett a pápai hatalom 1538. Nu s-a sfârșit. Nem fejeződött. Și Dumnezeu ne spune că persecuția se va întoarce din nou în zilele din urmă. És azt mondja az Isten igéje, hogy ez az üldöztetés kivégzési folyamat vissza fog térni az utolsó időben. Gaudă ce spune Biblia în versetul, aș vrea să citim de la versetul 9 la versetul 11. Jelenések könyve 6. rész, 9. verstől kezdjük el olvasni. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului Dumnezeu. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttál az oltáron ott azoknak lelkeit, akik megölettetek az Istennek beszédéért. Și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. És bizonyságtételéért, amelyet kaptak. Ei strigau cu glas tare și ziceau, acești martiri, viața lor spune, Doamne, de ce nu termin marea luptă? Ezek a mártirok kiáváltak és kérdezték Istenem, miért nem de ce nu se sfârșește cu durerea? Miért nincs vége a hálózatnak? Răspunsul lui Dumnezeu. Figyeljétek meg Istenek a válaszát. Versetul 11. 11. igeverset. Fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă. Adatárkazoknak egyenként fehér ruhát. Și s-a spus să se mai odihnească puțină vreme. És mondaték nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak. Până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă. Ameddig beteljesedik mindaz ő szolgatásainak, mindaz ő szolgatásainak. Și al fraților lor,
care aveau să fie omorâți ca și tine. Cuvinte Dumnezeu spune motivul pentru care nu pot încheia această luptă dintre bine și rău. Este pentru că lupta nu s-a sfârșit. Martirajul nu s-a sfârșit. Vom vedea martiri din nou în zilele din urmă. Frații și surorile mele, când noi vedem cerul întunecat, noi știm că va veni furtuna. Uitați-vă dumneavoastră. Când dumneavoastră vedeți astăzi ce se întâmplă în lume. Când noi auzim că în Grecia de anul viitor fiecare persoană nevaccinată cu vârsta de peste 60 de ani va trebui să plătească $130-140 un an. Vei fi amendat. Vei fi amendat. Vei fi dat afară din servici. Deja în Austria se descurcă posibilitatea închisorii pentru o scurtă vreme. Austria, doamna, aș vrea să ierghetic az elzara, az emberek elzara, a börtönözését egy kevés időre. Ești un pericol pentru societate. Și noi ne-am întrebat cum va ajunge lumea aceasta într-un moment când nu vom putea cumpăra și vinde nimic. Frații și surorile mele, această criză din lume va culmina cu o alegere între sigilul lui Dumnezeu amikor választási veszünk helyet, a Isten pecsétje, între închinarea adevărată și închinarea falsă. Igazi imádat és a și în momentul acela, és abban a pillanatban, cei care vor protesta, akik protestálni, cei care vor lua poziție pentru adevărul lui Dumnezeu, akik állásfoglalnak foglalni, vor deveni dușmanii lumii acesteia. Toate națiunile pământului nu se vor mai concentra asupra virusului X sau Y. Toată problema încălzirii globale, toate dezastrele acestea naturale, o termeseti catastrofa. Ca în vremea lui Ilie. Min Ilie și de Ilie. Tu ești cel care ne norocești pe Israel, a zis Ahab. Te voi o să fi cântre ca să Israel. Vor fi puse pe seama copilului lui Dumnezeu. Ziște gherme că îi rălesne cruha. Noi nu suntem pregătiți, frate. Deci noi nu avem chiar ce ai. Noi nu avem acea experiență despre care vorbește Scriptura. Nici nu mai găsă tot pastoratul că mirea ziște nici e basil. Carnea Matei, capitolul 24. Matei, evanghelium 24. Vom vedea martirii în zilele din urmă. Fogunk látni mártír halálokat az utolsó időkben. Matei 24. Matei evangélium 24. fejezet. Vreau să citim împreună de la versetul 7. És olvassuk a 7. igeverstől. Ia uitați ce spune Biblia. Figyeljük meg, mit mond az Isten igéje. Un neam se va scula împotriva altui neam. Mert nemzet támad nemzet ellen. O împărăție împotriva altei împărății. És ország ország ellen. Și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciun. Înțelegeți? Nici n-am să pronunț titlul. O să ia predica asta și o să o, cum să zic, o să o blocheze și nu să mai vadă nimeni. Asta se întâmplă deja. Iubiții mei prieteni, vreau să vă spun, dar Scriptura spune mai departe, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și cuvântul folosit aici este începutul durerilor nașterii. Cum au loc durerile nașterii? Ele cresc în intensitate. Nagy intenzitással növekeznek. Ai mai puțin timp de răgaz și de tras aer. Van még egy kis levegővételre való idő. Dar lumea se gândește că noi vom ieși din această criză. De az emberek arra gondoltok, azon gondoltok, hogy ebből ki fogunk lépni. Ceea ce vedem în lumea aceasta, de nem így lesz, ne va conduce direct la sfârșitul istoriei acestui pământ. Amit látunk a mai világban, a világ történetében. Urmează o criză financiară cum n-a văzut lumea aceasta.
egy financiális krízis fog bekövetkezni, amit még nem láttunk. Deja suntem anunțați. Már figyelmeztetek. Hidroelektrika anunță că românii vor sta pentru neni. Az áramszolgáltatók is figyelmeztetek. Și când Dumnezeu ne-a avertizat pe noi. És amikor az Isten figyelmeztetek. Cine spunea? Cu 150 de ani. Hogy 150 de ani. Ieșiți afară din marile orașe. Lépjetek ki a nagy városok. Achiziționați-vă o bucată de pământ. Vásároljatok egy kisebb földet. Fiți independenți cât mai mult de tot ce ți oferă statul. Legyetek különállók mindattól, amit az ország ajánl nektek. Ne-am crezut că asta e o minciună, frate. Mi azt hittük, hogy ez hazugság. Iubiții mei, frate. Dar cu ce vor culmina? Mivel fog tetőzni? Versetul 9. Figyeljétek meg a 9. vers. Atunci! Akkor! Atunci când? Mikor akkor? Când vom vedea cu tremure. Amikor fogunk földindulásokat. Sumi. Omnicorn și alte covriți, da, mă înțelegeți dumneavoastră? Lucrurile acestea, când acestea vor fi în lume, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți pe toate neamurile pentru numele meu. Întâi te vor urâ. Te vor chinui, kínozni fognak. Cele din urmă, dacă nu merge nimic, és végül, hogyha semmi módszer nem válik be, pedeața cu moarte, a halál büntetés következik. Am din nou o întrebare pentru dumneavoastră. Egy újabb kérdést intézek. Câți ați înțeles pe baza ceea ce mai am citit din Biblie? Hányan értettétek meg annak alapján, amit că vom vedea martirii zile din urmă. Hogy fogunk látni mártirokat az utolsó. Oameni care vor plăti cu viața pentru credință. Acum, însă înainte de a veni acel timp de strântorare, înainte de a veni această persecuție, Dumnezeu a spus în cuvântul Său că va chema mulți din copiii Săi în țărâna pământului, pentru că ei nu vor putea suporta încercările care vor fi. Mert ők nem tudják elviselni a megpróbáltatásokat. Unii dintre noi am pierdut pe cineva drag. Egyesek lehet közülünk, szerettünket veszítettük el. Lehet az utolsó időben. Unii dintre noi avem pe cineva bolnav sau grav bolnav în familie. Vagy valakiknek van, aki van szeretteink, akik betegek. Vreau să vă spun că în acești 2 ani de zile de când a început această pandemie, am pierdut foarte mulți oameni dragi. Nagyon sok szeretett testvéremet elveszítettem. Și nu erau în vârstă neapărat. És nem voltak idősek. Și nu erau oameni răi. Nem voltak rossz emberek. Și întrebarea pe care oamenii și-o pun adesea, Doamne, és az emberek, amely kérdés felteszik sokszor, Uram, de ce, miért? Doamne? Miért? De ce se întâmplă lucrurile acestea? Miért történnek ezek a dolgok? Dumnezeu știe ce ne spun. Az Isten tudjátok, mit választ. Sunteți chiar aproape de sfârșit. Nagyon közel vagytok a mi. Mă uit în sală. Fidelet, vreau să spun, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze toate surorile în vârstă și pe toți frații în vârstă. Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Orice suflet care este bolnav, care trece prin suferință, Dumnezeu să aibă milă de noi. Dar Dumnezeu vede mai bine decât noi. Ia ascultați ce spune Sfânta Scriptură în cartea Isaia la capitolul 57, citim. Figyeljétek meg, mit mond az Isten igéje Ézsiás könyve 57. fejezet. Isaia 57. Ézsiás könyve 57. fejezet. Vreau să citim de aici, de la versetul 1. És az első igeverstől szeretném olvasni. Vreau să citim cu atenție. Szeretném, hogy figyelemmel olvassuk. Fiere cel nepricănit și nimănui nu-i pasă. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki. Se duc oamenii de bine și nimeni nu ia aminte că din pricina răutății este luat cel nepricănit. És az irgalmasták tevők elragadtatnak, és senki sem gondolja fel, hogy a veszedelem belül ragadtat el kell az igaz. Dumnezeu spune copiii mei pierd. Az Isten azt mondja, hogy az én gyermekeim elvesznek. Acum, dacă vă uitați în versetul 1, hogyha visszatekintettek ugyanerre a versre. Deasupra cuvântului pricina aveți o cifră 1. O vedeți? A román fordításban van egy bizonyos jel, hogy mi miatt ragadtatunk el. Acum, în marginea Bibliei, jos în pagină,
Este scrisă traducerea corectă a acestui verset. Și acolo spune așa, sau înaintea nenorocirii. Tehát azt mondja a román fordításban ezt a szót úgy magyarázza, hogy a megpróbáltatás elől ragadtatnak el. Să mă explic. Szeretném elmagyarázni. Cuvântul, versetul acesta a sunat de fapt așa. Ez a vers a következőképpen hangzana helyesen. Fiere cel neprihănit. Az igaz elvész. Nimănui nu-i pasă. Nem veszi eszében semmi. Se duc oamenii de bine. És az irgalmaság. Și nimeni nu ia aminte. És senki sem. Că înainte de a veni nenorocirea. Hogy mielőtt eljönne a veszedelem. Înainte de a veni strâmtorare. Mielőtt eljönne a nyomorúság. Înainte de a veni timpul de necaz. Mielőtt eljönne a megpróbáltatás idején. Cum n-a fost și nici nu va mai fi. Amilyen nem volt és nem is lesz. Este luat cel neprihănit. Elragadtatik az igaz. El intră în pace în groapa lui. Ő bemegy békességben, és nyomorúság. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în purcușul lui. Aki egyenesen járnak az utaidon, nyugszanak az ágyaidon. Poate cuvinte Dumnezeu spune, fiule. Más szavakkal Isten azt mondja, gyermeke. Fica mea, tu nu vei putea rezista. Te nem fogsz, nem tudsz kitartani. Va fi prea dur pentru tine. Nagyon kemény lesz számodra. Eu te iubesc. Én nagyon szeretlek. Tu nu ai sănătate să faci fața celor îngeri. Neked nincs megfelelő egészségügyi állapotot, hogy ellenállj ezeknek a dolgoknak. Odihnește-te. Pihenjél meg. Odihnește-te în sănătate. Pihenjél meg. Dumnezeu spune că în timp ce aceștia se odihnesc. És azt mondja, hogy ameddig ezek pihennek. Dumnezeu spune altora. Az Isten a többieknek azt mondja. Dar voi. De aki. Apropiați-vă încoace fiai vrăjitoare. Azt mondja a harmadik ige versben, ti közeledjetek ide. Sămânța prea curvalului și a curvei. Szemvesztő fiai, parázatnak. De cine vă bateți voi joc, zice Dumnezeu. Kik felett örvendeztek, kik ellen tartjátok fel a szájukat. Azi Dumnezeu vorbește despre timpul. Az Isten ezek. Când își va revărsa mânia sa. Az ő haragjának idejét. Cele șapte plăci. Peste cei care și-au bătut joc de cuvântul lui Dumnezeu. A hét csapáson azokról, akik nem vették komolyan az Isten figyelmeztető szavát. Frații și surorile mele sunt frați, testvéreim, surori, vannak testvére, prieteni, barátaim, care au pierdut pe cineva drag. Akik elveszítették szerettük. Cunosc oameni care nici nu mai pot trăi. Ismerek embereket, akik már szinte nem is tudnak élni. Pentru ei viața nu ar avea niciun sens. Az ő számukra az életnek nincs semmi értelme. Dacă cel pe care îl iubește nu mai trăiește. Hogyha akit szeretett elveszített. Deci, săptămâna aceasta mă gândeam și eu cum ar fi, cum ar arăta viața mea fără soția mea. Réden elgondolkoztam én is azon, hogy hogy milyen lenne az én életem. I-am spus, bătam, dacă s-ar întâmpla ceva cu tine, cred că moare. Mondtam neki, feleségem, hogy valami történt, nem tudom elképzelni. Și la fel ne gândim fiecare dintre noi. És ezen módon gondolkozunk mindannyian. Și ne punem întrebări, de ce ai îngăduit, Doamne? De ce au rămas copiii ăștia? Kérdéseket teszünk fel, Istenem, miért maradtak itt ezek a gyermekek? Dar este un semn al sfârșitului, prietenii. Ez egy végidő jel. Cartea Isaia, capitolul 26. Ézsiás könyve 26. fejezete. Am vrea să citim de aici versetul 20 și 21. Ézsiás könyve 26. fejezetének. Și înlocuim necunoscutele ca la matematică. És szeretném az ismeretleneket, hogy helyettesítsük be, mint a matematikában. Vă ce spune? Ézsiás 26. Ézsiás könyve 26. Versetul 20 și 21. 20. és 21. ige vers. Du-te, poporul meu! Menj be népem. Intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Menj be a szobádban és zárd be ajtóidat után. Ascunde-te câteva clipe. És rejtsd el magad rövid szempillanatot. Până va trece mânia. Még elmúlik a búsharag. Ce reprezintă mânia? Mit mutat a harag? Cele șapte plăci. A hét csapás. Timpul acela de strâmtorat. Az a megpróbáltatás. Vezi spune, du-te. Azt mondja, menj. Închide ușa după timp. Sunt pe utanat az ajut. Odihnește-te. Pihenjél meg. Până trece mânie. Ameddig elmúlik a pentru că în timpul acesta eu am o lucrare de făcut. Mert ebben az időben nekem egy munkám van elvégezni való, mondja az Isten. Căci iată, Domnul iese din locuința lui.
Mert ime az Úr kijön helyéről, mondja 21. Să pedepsească nelegiuirilor locuitorilor pământul. Hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát. Și pământul va da sângele pe față și nu va acoperi ucidere. És felmutatni a föld amért, és el nem fedi megölettei többé. Prietenii mei, kedves barátok, vom vedea martiri în zile din urmă. Fogunk látni mártirokat az utolsó időkben. Să înainte de a veni acea criză finală. De mielőtt beáll ez a megpróbáltatás. Bunătatea lui Dumnezeu. Isten az ő jobbságában. Dumnezeu va îngădui copii. Az Isten meg fogja engedni, hogy gyermekek. Dumnezeu va îngădui persoane în vârstă. Hogy idős emberek. Dumnezeu va îngădui ca mulți dintre cei dragi ai noștri. Meg fogja engedni, hogy sokak szeretteink közül. Să treacă la odihnă. Hogy pihenőre kerjen. Cu scopul. Azzal a célra. De a-i salva. Hogy megmentse. Și de a petrece veșnicia alături de ei. És egy örökké valóságot töltsön el velük. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 19 din Isaia. 19. versetul az Ézsaiás. Va veni ziua învierii, frații mei. Hogy eljön a feltámadás napja. Să învieze dar morții tăi. Azt mondja, megelevennek halottai. Să se scoale trupurile mele moarte. És holtesteim fölkelnek. Treziți-vă și săriți de bucurie. Serkenjetek föl és énekeljetek. Cei ce locuiți în țărână. Akik a porban lakoztak. Căci roa ta este o roă dătătoare de viață. Mert a harmadod az élet harmadé. Și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. És visszaadja a föld az árnyat. Frații mei, știți că aceasta este nădejdea noastră? Tudjátok, kedves testvérek, ez a mi reménység. Noi creștinii care citim Biblia, noi avem o nădejde. Mi keresztények, hogy tanulmányozunk az Isten igét, van egy reménységünk. Nădejdea noastră este Hristos. A mi reménységünk az Úr Jézus. Învierea morților. A halottak feltámadásra. La școala misionară. A misionárus állomásra. Într-o zi am primit vizita unui parlamentar. Egy nap egy parlamenti képviselő jött el hozzá. Un om de afaceri. Egy üzletemben. Cum a trecut el pe drum acolo, avea niște probleme cu mașina și l-am ajutat. Hogy jött ő oda, volt egy probléma abban az úton, elromlott a kocsi, és segítségére jött. A văzut ce face, a zis, măi băieți, vă place treaba, ordinea, munca, și a început să vorbească cu noi. Bejött az udvarra, és beszédbe elerettünk el. Vreau să vă spun, cred că numai roțile de la mașina omului acesta era cât tot parcul nostru de mașini. Szeretném elmondani nektek, hogy ennek az embernek a kocsának a kerek akkora volt, mint az egész terület. Multimillionár, omul acesta. De hát egy gazdag. O firma mare, cunoscută. Nagy céggel, elismert céggel rendelkezik. De vreau să vă spun, el n-avea speranță. De el szeretném mondani nektek, hogy ennek nem la masă volt reménységgel. És együtt ülve az asztalnál beszélgetve. Discutam. Beszélgettünk. És el spune. És azt mondja nekem. În familia mea au murit mai multe persoane de cancer. Az én családomban több személy életét veszítette. Și a spus, mama. Életét veszítette a betegség következtében. Zis, soția mea este și abonavă. A felesége. Zice, mi-am pierdut fiica. És nagyon nagy beteg. Elveszítettem a lányomat. Și a început să plângă. És elkezdett sírni. Zice, nu mă voi mai vedea niciodată cu ea. És azt mondta, hogy sose nem fog velük találkozni. Zice, m-am dus la doctor. És elmentem az orvoshoz. Și aveam un diplomat cu 1 000 000 de euro. És volt egy táska pénzállal. Și am dat. És oda. Și am zis, salvează-mi copil. És azt mondtam, hogy menj meg a gyermek. Îți dau tot ce vrei. Mindent oda. Salvează-mi copil. Menj meg a gyermek. Doctor a zis, numai Dumnezeu poate să salvezi. A doctor azt mondta, csak az Isten mentă. Și n-a spus. Și plângea. És meghalt a gyermek. Zice, mă înspăimântă gândul că acela lucru se va întâmpla cu soția mea. És azt mondja, félelemmel törtel az a dolog. Și nu pot face történni az én feleségemmel, és tehetetlen lesz. Zim ce ascultam. És miközben hallgattam, Duhul lui Dumnezeu spune Andrei. Isten szent lelke szólt hozzám és mondta. Du-te și ia-o Biblie. Menj és hozd az Isten szavát. Și m-am dus la Biblie. És elmentem, vettem a Bibliát. Și am deschis-o. És kinyitottam. În 1 Tesalonicen, la capitolul. Și am citit. Tesalonica 1. Vreau să vă citesc și dumneavoastră. És elkezdtem olvasni. Lumea nu are nădejde, prieteni. A világnak nincsen. Lumea aceasta nu are nădejde. Ennek a világnak nincsen. Pentru ei moartea înseamnă sfârșitul pentru majoritate. Számukra a halál a véget jelenti. Dar creștinul. De a keresztin. Dumnezeu ne oferă o viziune măreață. Az Isten egy különleges látást ad nekünk. Ia uitați, spune 1 Tesaloniceni capitolul 4, versetul, de la versetul 13.
Első Tesszalonikai levél 4. fejezete a 13. vers. Nu voim, fraților, să fiți necunoștință despre cei ce au adormit. Nem akarom tovább, atyám, hogy tudatlanságban legyetek afelől azokat, akik elaludtak. Ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Ne bánkodjatok, mint a többiek, akinek nincsen reménység. Azt mondja, voi să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde. Azt mondja, ne olyan legyetek, mint akinek nincs reménység. Nektek van reménység. Care este nădejde? Melyik reménység? Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus. Azonképpen Isten is előhozza azokat, akik elaludtak. Pe cei ce au adormit în El. Akik elaludtak ő benne. Versetul 16. A 16. Căci însuși Domnul. Mert maga az Úr. Cu strigă. Cu glasul unui arhanghel. Arhanghel szózatával. Cu trâmbița lui Dumnezeu. Și isteni harcolat. Se va coborî din cer. Leszáll az ég. Și întâi vor învia cei morți în Hristos. És feltámadnak először, akik. Apoi noi cei vii care vom fi rămas. Meghaltak a Krisztusban, és miután mi, akik élünk. Vom fi rămas unde? Mi, akik itt maradunk, hol? În viață. Akik életben. Pe pământul acesta. Ezen a földön. Spune Biblia. Toți vom fi răpiți împreună cu ei. Mindannyian elragadtatunk velük együtt. Care ei? Kivel? Kivel? Cei care au înviat. Azokkal, akik elragadtak. Și pasajul continuă și spune astfel. És tovább folytatódik a zsigerzigele, és azt mondja, vom fi întotdeauna cu Domnul. És azt mondja, mindenkor vele. Și Pavel încheie, spune, mângâiați-vă dar cu aceste cuvinte. És azt mondja, hogy vigasztaljátok egymást. Aceasta este nădejdea noastră, frate. Ez a mi reménységünk, testvére. Am pierdut mama, tata, soț, soție, copii. Numai Dumnezeu știe ce a scris în dreptul lor. Csak az Isten tudja, mit írt az ő irányába. Dar în ziua învierii, când vă vor striga numele. De az feltámadás napján, amikor fogja kiáltani, unde vom fi noi, frate? Mi hol fogunk találkozni? Unde vom fi noi? Hol fogunk találkozni? Vom fi acolo? Ott leszünk mi. Vom fi noi de partea lui Dumnezeu? Ott leszünk mi az Isten mellett. Mesajul pe care aș vrea să-l subliniez în această dimineață încheiem. Az az üzenet befejez, amit alá szeretnék húzni ezen alkalommal. Cine știe? Ki tudja? Ce a hotărât Dumnezeu în dreptul nostru? Mit rendelt el Isten a mi irányunkban? Vom fi martiri? Mi martirok leszünk is? Nu știu. Nem tudjuk. Vom fi dintre aceia pentru care Dumnezeu va spune până aici? Azok között leszünk esetleg, akik az Isten azt mondja, hogy eddig volt? Vom fi din aceia care vor rămâne în viață? Vagy azok közt leszünk, akik között, akik életben maradnak? Sau și mai grav. Vagy lehet még egy rettenetesebb dolog. Vom fi aceia care vom pieri. Vagy azok leszünk, akik majd elveszünk. Fără Hristos. Az Úr Jézus Krisztus nélkül. Iubiții mei, frații, în fiecare an, kedves testvérei, minden egyes évben, la școala misionară organizăm o tabără. A misszió iskolán területén belül. Anul acesta au participat undeva vreo 400 și ceva de persoane. Ezen ebben az évben az alkalommal 400 személy fel. Ne adunăm să ascultăm cuvântul Dumnezeu. 400 felet voltak, akik megjelentek. Și știi ce se întâmplă? És ott hallgatjuk az Isten szavát, hogy mi történik? La an. Évről évre. Lipsesc oameni. Évről évre hiányoznak olyan ember. Dumnezeu spune în dreptul lui. Az Isten azt mondja az ő irányokból. Idáig volt. Iubiți mei, frații, ce vom alege noi astăzi? Kedves testvérei, mit fogunk mi választani? Cum ne raportăm noi la cuvântul lui Dumnezeu astăzi? Hogy viszonyulunk az Isten szavához? Noi nu știm ce se va întâmpla cu viața noastră mâine. Mi nem tudjuk, mi történik a mi életünkkel holnap. Aș vrea să închei citind două pasaje. Két și ne vedem. Szeretnék felolvasni és befejezni. Unul se găsește în 2 Corinteni la capitolul 6. 2 Corintus 6. fejezetében találjuk az egyik. Dumnezeu să ne ajute să nu amânăm întâlnirea noastră cu El. Să nu amânăm deciziile care trebuie să le luăm în viața noastră. Ne halasszuk el a mi határozatunkat. Bunica soției mele este foarte bolnavă. Az én felesége nagymamája nagyon beteg. Este și înaintată în vârstă. Előre haladott az Știți care este cel mai mare regret al fiicei? Tudjátok, hogy mit sajnál a legjobban az ő leánya? Soacra mea. Az én anyósom. Aș vrea să întorc timpul înapoi. Szeretném visszafordítani. Să petrec mai mult timp cu mama mea. Hogy több időt töltsek el vele.
aș vrea să dau timpul înapoi. Szeretném visszafordítani. Și să pot sta lângă ea când ea mă ruga să stau lângă ea și să o ascult și să fiu lângă ea. És ott töltsek el, és visszaemlékszek arra az időre, amikor ő imádkozott és kért engem, hogy együtt imádkozzunk. Dumnezeu îngăduie niște situații în viața noastră. Az Isten különböző élethelyzeteket. Ca să realizăm cât de săraci suntem. Păi ráébredtünk, hogy milyen szegények vagyunk. Cât de bogați am fost și noi nici nu ne-am dat seama. És milyen gazdagok voltunk. És mi nem is lehetünk észre. Având soț, soții, copii, familie, testvéreink, volt feleségünk, dar de prea mult bine, gyermekeink, de a nagy jólétnek köszönhetően, nu apreciem ceea ce avem. Nem értékeljük azt, amit van. 2 Korinteni capitolul 6. 2 Korintus 6. fejezet. Versetul 1 și versetul 12. Első vers és a második a következő pont. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, mindegyik munkálkodunk, vă sfătuim să faceți așa, să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Intunk is, hogy hiába levettétek légyet az Isten kegyelmét. Căci El zice. Mert ő mondja. La vremea potrivită te-am ascultat. Kellemetes időben meghallgattam. În ziua mântuirii te-am ajutat. Az üdvösség napján megsegítettelek. Iată. Că acum este vremea potrivită. Itt a kellemetes idő. Acum este ziua mântuirii. Itt az üdvösség napján. Nu mâine. Nem holnap. Acum. Most van a zsidőség. Am citit o istorie, nu cred că este adevărată. Olvastam egy történelmet, lehet, hogy nem. Dar dacă este adevărată, vorbește despre marea puterea lui Dumnezeu. De hogyha igaz, akkor az Isten, nagy, az Isten hatalmáról beszélnek. Mamă cu un fiu călătoreau cu trenul. Egy gyerek az ő anyjával egy vonaton utazott. Din ce stăteam confortabil la clasa întâi, amikor kényelmesen utaztam az első osztályú vonatban, un bătrân, egy idős un baston în mână, egy bottal a kezében. A început să strige. Elkezdett kiabálni. Domnul Iisus vine curând. Az Úr Jézus hamar vissza. Domnul Iisus vine curând. Az Úr Jézus hamar. Pregătiți-vă. Dați-vă inima lui Dumnezeu. Adjátok a szíveteket Istennek. Bătrân cu ochii în lacrimi vorbea. Ez az idős ember könnyelt el szemben. Când a ajuns în dreptul mamei. Amikor odaérkezett. Mama a început să-l bacsucorească. Az anya elkezdett vele csúfondálni. Și a spus, termină cu prostiile tale. Fejezd, nu mai vorbi poveștile acestea, prostiile acestea. Beszéld ezeket a butaságokat. Și a început să strige la el. És elkezdett kiabálni. Ba chiar a început să-l îmbrâncească, să-l arunce. Elkezdte lögdösni, nyomdosni. Și în clipa aceea. És abban a pillanatban. Băiatul ei. Az ő gyermeke. S-a uitat la mamă și a zis, mamă. Az ő anyára tekintett és azt mondta, édesanyja. Hagyd békén. Că el este trimisul lui Dumnezeu. Mert ő az Isten küldött. Femeia aceea a căzut în genunchi. Az a anya reașat a földre. Și a început să plângă. És elkezdett sírni. Bătrânul s-a apropiat de ea. Ez az idős ember közeledett hozzá és azt mondta. De ce plângeți? Miért sírsz? Ce băiatul meu. Azt mondja, az én gyermekem. Care era mut. Amely a néma volt. A vorbit. Beszélt hozzá. Gondoljátok ezt. Ce este dispus Dumnezeu să facă? Mit nem kész Isten, hogy tegyen? Ca să ne aducă la sine. Azért, hogy magunkba szálljon. Eu cred că în această dimineață noi nu stăm la întâmplare. Én hiszem azt, hogy ezen az alkalommal nem véletlenszerű. Dumnezeu scrie în dreptul nostru ceva. Az Isten, ami nevünk mellé valamit fel fog jelenteni. Să ne ajute Domnul. Az Isten segítsen. Fie că murim. Akár élünk. Fie că trăim. Akár meghalunk. Să fii mai bun. Az Isten gyermekei. Amin. Amen. Amin. Amen.